Bună seara, doamnelor, domnișorilor și domnilor, vă spune Viorel Paizan și colegul meu Cristian Cerbu, o nouă emisiune Sport Azi la TV Atlas, o emisiune dedicată, iată, la început de lună, august, unui eveniment sportiv deosebit, caracteristic de acum și tradițional județului Vrancea. Maratonul pe aici nu se trece, mai sunt doar câteva zile până la ediția a patra acestui maraton, drept pentru care în această seară la emisiunea Sport Azi l-am ca invitat special, invitat de onoare pe organizatorul principal al acestui maraton, care face cinste Vrancii și nu numai, domnul Iulian Bașturea, pe care îl salut și mulțumesc că și-a rupt din timpul liber o bucățică de timp pentru a fi alături de noi aici în studio la TV Atlas, dar și alături de dumneavoastră acasă în această seară de luni și să vă prezentăm, să vă pregătim, să vă invităm de pe acum pentru data de 6 august 2014 la ediția a patra a maratonului pe aici nu se trece, care va avea, iată, de data aceasta, cu totul și cu totul alte caracteristici, noutăți, surprize și, ca de obicei, premii pe măsură, diplome oferite de către organizatori. Vom afla mai multe amănunte. Iată ediția a patra, domnule Iulian, o ediție a patra care, iată, după primele trei care au reușit să pună pe harta maraton, atletismului românesc, dar în același timp și al istoriei noastre a românilor, iată, sărbătorit prin sport, prin acest maraton, pune Focșaneul Vrancea, județul Vrancea, pune, iată, un punct mare pe harta acestor manifestări sportive dedicate istoriei poporului român. Este o ediție a patra care va fi peste cele trei ediții organizate până acum? Sperați acest lucru? Bună seara invitațiilor noastre și telespectatorilor, în primul rând și vrâncenelor. Ceea ce ne-am propus, cum vorbeam și anul trecut, să urmărim niște etape care să ducă această competiție la o valoare cât mai mare și cât mai bună. Are un inedit în această ediție a patra. Anul trecut, după câte știți, am organizat probleme de maraton, 42 de kilometri pe distanța 42 de kilometri, deci și proba de supermaraton pe distanța 46 de kilometri, una cu plecare de la Soveja, Varnița, la Monumentul Soldatului Francez și întoarcere la Mausoleul de la Mărăști. Cea de-a doua de probă de supermaraton care a plecat de la Mărășești în același timp și a avut ca punct de final Mausoleul de la Mărăști. Și ultima competiție, cea de semimaraton, care a plecat de la Monumentul Ecaterina Teodorovici și s-a oprit la Mausoleul Mărăști. Fapt pentru care, în anul trecut, am pus în evidență Mausoleul de la Mărăști și punctele de plecare, cele trei mausolee, deci Mausoleul de la Soveja, Mausoleul de la Mărășești, Mausoleul de la Mărăști. De fapt, cred că acesta este și scopul principal, de a atinge aceste puncte istorice, deci, nu numai ale noastre, ale Vrancei, ale poporului român. Scopul principal este de a pune în evidență toată linia frontului. Probabil în celelalte competiții ne vom extinde și vom face niște etape, ca așa ne-am propus, ca această activitate să aibă un traseu mai lung de desfășurare. Anul acesta, ceea ce ne-am până la ediția a patra, domnule Iulian, să facem o trecere în revistă atât pentru telespectatori, pentru iubitorii atletismului, pentru cei care vor dori și o să dați amănunte pe parcursul emisiunii cum se pot înscrie sau participa efectiv, chiar dacă nu vor alerga toată cursa, dar dacă au acest drept și pot alerga, e foarte important, să trecem un pic în revistă primele trei ediții. Să începem cu prima ediție. Deja sunteți acum cu experiență, un organizator cu experiență de maraton la a patra ediție. Dar vă mai aduceți aminte de prima ediție, care au fost cele mai importante momente ale debutului? Ne aducem cu emoție de prima ediție. Practic, v-am mai spus și în altă emisiune, acum câțiva ani, a fost o inițiativă a domnului colonel rezervei Ilie Roșu, care este... Vă salutăm pe această cale. Salutăm, da, vrânceanul nostru, maratonistul... Neobosit, da, maratonistul steagurilor, așa cum este denumit. La o întâlnire, la o ședință a noastră Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, făcută la București în prezența domnului președinte al nostru, domnul general aviator rus, în retragere Iosif Rus, am pus bazele acestor maratoane istorice. Iliuță s-a gândit la acest maraton pe aici nu se trece de mai mulți ani. A făcut niște intenții premergătoare, a văzut că nu a avut succes
Și atunci, la acea ședință tehnică, așa să zic, a asociației noastre, maratonul a primit botezul. Da, am fost într-o totul de acord să mă alătur ideii și inițiativii dumnealui, astfel încât am demarat prima activitate împreună cu un club de maratoniști amatori, un mare club de maratoniști amatori, Rock Club Maraton, a cărui președinte este domnul doctor Șerban Damian, și trebuie să-i mulțumim și dânsului că a participat de asemenea și pe domnul Șerban. Da, la acest proiect. Și bineînțeles cu Direcția Tineri și Sport, pentru că este entitatea sportivă de masă care se ocupă de organizarea acestor manifestări pe raza județului nostru, care ne-a înțeles și și-a dat acordul ca să ne fie partener în această activitate. Practic, prima ediție, deci a început așa să zic pe 17 iunie 2011, după venirea noastră de la acea manifestare la Torino, unde delegația ARPI a fost prezentă, ne-am ocupat practic să ne organizăm cu început așa, un început să zic cu mai puține cunoștințe organizatorice, cum trebuie să și ne multe emoții. Și multe emoții. Dar a fost o ediție reușită. O ediție reușită și chiar toți au venit cu sufletul, cu inima să desfășoare această ediție. Mai țineți minte traseul? Traseul a fost, bineînțeles, deci am început proba de super maraton. Ne-am desfășurat forțele de la mausoleul de la Mărăști și am parcurs și 46 de kilometri la mausoleul de la Mărășești. O ediție la care au participat peste 30 de alergători, toți au venit cu o idee de a alerga pentru eroii neamului românesc care au fost căzuți la datorie. Și un lucru inedit care ni s-a întâmplat atunci, în dimineața zilei startului de 6 august, da, 2011, unul dintre colegii maratoniști a venit cu o poza unui coleg de-al dumnealor, un tot maratonist care se afla pe patul de suferință, suferise un accident, pentru care ne-a rugat, am făcut o rugăciune. Anul următor, acest maratonist din Iași a câștigat ediția a doua. Extraordinar. A alergat și a câștigat ediția. Mai țineți minte numele lui? E un băiat din Iași, spre rușinea mea l-am notat. Nu e nicio problemă, da. O să mi-l aduc aminte, da. La emisiunea de după. A fost o ediție, o primă ediție deosebită, atunci emisiunea Sportas, televiziunea Atlas, am fost prezenți chiar la momentul în care s-a intonat imnul Naționala României, da. Făcliile, au fost făclii aprinse, s-a dat onorul, a fost o festivitate de deschidere, de start deosebită, țin minte. Dar inedit a fost faptul, țin minte, că și ne-ați povestit în emisiune atunci alături de domnul Roșu, de faptul că maratoniștii au fost cazați de către locuitorii din comuna din satul Mărăști. Din satul Mărăști, da. E tradiția va fi an de an. Locuitorii au înțeles acest mesaj al nostru. Important este să cred că sunt și mândri de treaba asta. Important este să relaționeze cu oamenii care vin acolo. Oamenii care sunt în satul Mărăști prin grija domnului profesor Broina, domnul învățător Roșu, care sunt niște mentori ai culturii, ai educației comunei și cărora le și mulțumesc, bineînțeles, și reprezentanții administrației locale. Primăria e logic, da. Primăria, Consiliul Local, da, prin reprezentanții dumneavoastră, domnul primar, domnul viceprimar, consilierii care au fost la fiecare moment al etapei în care s-a desfășurat, au fost destul de primitori și am convenit de comun acord ca acea ședință tehnică să o facem la Mărăști, în spatele bisericii Regina Maria, urmând ca acolo să aibă loc pasta, acea past parte, acea masă oferită alergătorilor, maratoniștilor în special, înainte de începerea cursei. Și bineînțeles, cazarea, fiecare s-a cazat, inclusiv veteranul nostru de acolo, care a dat startul la fiecare competiție de acolo, plutonelul major în retragere, Matei Ștefan, care astăzi, la momentul acesta, are venerabil la o vârstă de 90 de ani. Mulțumim. Și a fost să dea Dumnezeu, să țină Dumnezeu cât mai mult timp ca să ne poată onora cu prezența, așa.
A cazat și dânsul patru persoane, din câte mi-aduc aminte, deci toți au fost amabili. Unul dintre factorii importanți au fost preotul la acel moment, preotul Zaharia, care astăzi este la Bogza, slujește în satul Bogza. Deci totul s-a făcut cu inima, absolut toți au fost entuziaști. Toată manifestarea în sine și modul de a ne organiza și modul de a ne comporta și modul de a ne manifesta a fost la superlativ. Fapt pentru care ne-a și dat un imbolt ca această activitate să o Să meargă desfășurăm, înainte. să meargă Și înainte. iată-ne astăzi aici, la ediția a patra. Ediția a patra. Ediția a doua, apropo de participanți, au venit foarte mulți alergători din toată țara, din București, din orașe mari ale României, dar și din străinătate. Ați avut participări internaționale chiar. Da, din a doua etapă am avut-o pe doamna Hiroko Ogawa, care japoneză, care este membra a clubului Rock Club Marathon. Dumnea ei, din păcate, anul ăsta nu ne poate onora cu prezența, întrucât din cauze bine determinate este plecată în țara dânsa, în Japonia. Am mai avut o participare a unui camerunez, Tene Camela, care a fost prezent și anul trecut la proba de semi-maraton, așa că zisa gazela africană, care ne-a onorat cu prezența, deja ne-a dat toate recordurile peste Peste cap. cap, da? Să cunosc că sunt alergător foarte bun. Și anul să avem o participare italiană, domnul Francescani, care vine de la Piatra, de la Târgu Neamț, de fapt, și probabil că va reprezenta în inima lui eroii italieni, soldații italieni care Foarte au frumos. căzut în primul război mondial și care au fost, deci au fost în același pac cu noi. Extraordinar mesaj pe care, un Da. mesaj deosebit pe care vrea să-l transmită. Ediția a doua a fost Ediția a doua, ne-am propus ca acest maraton 2012. 2012 să facem traseul invers. De să urcăm, să-l facem mai greu, să vedem dacă se poate accesa acest traseu. Și ne-am plecat de la Mărășești, ne-am oprit la Mărăști. A fost la fel o ediție foarte frumoasă. Chiar mai mulți, mai mult mai mulți au venit. De fapt, nu, îmi cer scuze, ediția a doua, dar am plecat tot la Mărăști, la Mărășești. Au venit mult mai mulți, ne-am păstrat tradiția cazării acolo, între timp s-au schimbat și oficialitățile și chiar au fost la A fel de fost an receptivi. electoral. Ei bine, nu, asta nu e problema mea, că în democrație acest act trebuie să se întâmple și ceva normal. E un act Maratonul merge normal. mai departe, Da, indiferent. deci o activitate sportivă nu ține de politică, nu ține, ci pur și simplu o formă de manifestare a unor sportivi. La fel, primăria și cu noul consiliu local ne-a dat tot sprijinul, deci a fost ceva superb. La fel, aceleași manifestări le-am avut cu plecare din fața bisericii, undeva la ora 5 și jumătate, slujba religioasă, intonarea imnului de stat și ne-am oprit, ceva mai inedit, ne-am oprit ca linie de sosire în fața mormântului generalului Ieremia Grigorescu, unde am făcut și un moment de reculegere în cinstea eroilor neamului românesc, ca moment de finish. O idee, o etapă reușită, v-am spus, care a adus mai mulți maratoniști, competitori, la cea de-a doua manifestare, deci acel maratonist din Iași a venit și a câștigat chiar cu un timp destul de bun, 3 ore peste 3, sub 3 ore 50 pentru maratonist I-ați olimpic. rememorat gestul făcut de colegii săi la prima ediție și telepatic mesajul pe care l-au Deci trimis. chiar, da, probabil. Deci a fost o rugăciune făcută pentru dumnealui, Deosebită. da, și rugăciune care mi s-a și împlinit la momentul acela. Etapa a treia, să fiu așa, să, da, 2013. 2013, am dus competiția, am dezvoltat competiția, am văzut că funcționează, am văzut că avem toate primăriile și prefectura Consiliului Județean doresc Da, această chiar o să vă rog manifestare. să-i trecem în revistă pe toți cei Da, care. doresc ca cea am sesizat că doresc ca această manifestare să aibă loc și să Meargă mai meargă departe. mai departe și atunci ne-am hotărât ca să punem în valoare tot acest traseu frumos de la Soveja, traseul celor trei mausolee,
implicând aici și mausoleul de la Soveja. Fapt pentru care în cea de-a treia ediție am făcut o probă de maraton, care v-am spus pe durata 42, pe traseu a 42 de kilometri, plecare undeva la 5 dimineața de la mausoleul de la Soveja, până la Varnița, până la Monumentul Soldatului Francez și după aceea retur către mausoleul de la Mărăști. În același timp am plecat și cu supermaratonul de la mausoleul de la Mărășești, tot la 5 dimineața, unde la fel s-a plecat cu slujbă, făcută la mormântul generalului Ieremie Grigorescu și la fel s-a urcat către Ecaterina Teodoroiu. În momentul când am ajuns la Ecaterina Teodoroiu s-a dat startul la semimaraton, proba de semimaraton și concomitent toți maratoniștii și semimaratoniștii și supermaratoniștii s-au îndreptat către mausoleul la Mărești, unde a fost o activitate superbă, organizată împreună cu primăria, la care au participat la această manifestare, participând alături de sportivi și oamenii locului, în costume, în costume naționale. Anul trecut, ca și în anul ăsta, acesta sper, aviația militară ne-a onorat cu prezența, cu două treceri splendide deasupra mausoleului. Finish-ul, să zic așa, și sfârșitul acestei competiții, realizând o manifestare jos la Mareșalul Averescu, la mormântul Mareșalului Averescu, cu o slujbă religioasă la care au participat mare o parte din sătenii care au putut să încapă, că incinta e mică, și alergătorii, maratoniștii care au participat la această competiție și, bineînțeles, ne-am și destins, după ca în fiecare an ne și destingem festivitatea de premiere, având loc la școala din satul Mărăști, din satul Mărăști, unde s-au împărțit cupele, premiile, medalie, bineînțeles că atunci când se termină, așa este obiceiul la maraton, să se dea atunci când maratonistul ajunge. Cred că a fost o competiție foarte frumoasă, foarte reușită. Am ajuns la ediția a patra, o ediție 2014, care va avea loc pe 6 august, o sărbătoare religioasă, de asemenea, schimbarea la față va fi pe 6 august. Cu ce vine nouă ediția a patra, 2014? Acum, ce ați pregătit? Într-adevăr, să rememorăm efortul militarilor români din primul război mondial, am introdus o cursă de ultramaraton. Ultramaratonul care se desfășoară pe o lungime de 42 de kilometri. Pe ce traseu? Pe traseul din Soveja, se va urca la mausoleul la Mărăști. Atunci când se va trece pe sub Arcul de Triunf de la mausoleul la Mărăști, se va da startul și la o cursă populară, să zicem noi așa, așa am interpretat-o acum, o cursă la care dorim să vină cât mai multă lume să alerge. În jurul cărei ore va fi acest, deci în jurul, al doilea start, cum ar veni? În jurul orei 7 am prognozat noi. Startul atunci, de la Soveja e tot la orele 5? Nu, la ora 5, vă rog să mă scuzați că nu m-am dat. Deci se va face o slujbă religioasă la Soveja, la Soveja, la mausoleu, după care se va da drumul la start. Vom ajunge undeva la Mărăști în jurul orei 7. La ora 7, acea cursă populară, prin care vor participa absolut toată lumea care dorește să alege fetele, femeile, doamnele, domnișoarele, în memoria de 1,5 km, de la Arcul de Triunf din satul Mărăș, care îi reprezintă... Necesită o înscriere prealabilă până pe data asta? Sau acolo nu este obligat. Dimineața de start, poate să vină oricine să facă un echipament sportiv, să vină și să alege fetele, v-am spus, pentru memoria sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, care este căzută acolo undeva. Iar sunt foarte multe secții, băieții, numai pic să-mi cer scuze, băieții pentru memoria mareșalului Averescu. O cursă simbolică care dorim să rămână acolo, pentru că acolo s-au dat cele mai... De fapt, acolo a fost oprită ofensiva și, bineînțeles, în ziua de 6 august, ofensiva de la Mărășești. Acum puteți să-mi puneți întrebarea. Vis-a-vis de această participare, presupun că sunt și cluburi sportive pe raza județului Vrancea, de la Giud, Panciu, Odobești, Focșani, care au și sportive, și sportive și de asemenea sportivi și care cred eu că chiar ar fi interesat să participe. Pe această cale vreau să le transmitem un mesaj că sunt așteptați toți atleții de performanță și de, începători chiar, fete, băieți,
de la toate secțiile de atletism și cluburile sportive din județul Vrancea și nu numai, pentru că emisiunea este urmărită pe internet și de telespectatori din alte județe, să fie prezenți la orele 6:30, 7 fără un sfert pentru startul cursei simbolice deschise, iată, și publicului larg. Indiferent de vârstă, nu? Indiferent de vârstă. Chiar și, acum să vă spun și un mic secret, de fapt, cred că îl puteți vedea pe internet, la competiție participă și Moș Ion, un alt maratonist care participă de Ilie Roșu, alături de Ilie Roșu, la marea majoritate a maratonilor istorice, care are o vârstă venerabilă de peste 80 de ani și care chiar duce competiția. Anul trecut, dacă ați observat, a fost domnul Ciribașă, care a fost 74 de ani sau 75 mulți de ani. Mulți înainte le transmitem, da, pe care a venit și a făcut semi-maratonul, un super sportiv al clubului Rapid, un luptător de lupte greco-romane, după care un bun antrenor și în ultima fază, în ultima perioadă, un bun alergător și un câștigător al competițiilor sportive. Care vin tot respectul, da. Da, practic, la această manifestare ne-am propus să vină maratoniștii inițial, maratoniștii aceștia care, să zicem așa, nu sunt profesioniști, sunt amatori. Să aducem lângă ei copiii și o să vă povestesc ceea ce ne-am propus și anul acesta să organizăm. Să încep unde, să mă exprim, deci de unde am rămas, după aceea cursă populară, se va da, când se va ajunge primul ultramaratonist la mausoleul de la Mărăști, se va da startul la supermaraton, se va coborâ după aceea la monumentul Înfrățirii de Arme și monumentul eroului francez, unde vom face primirea maratoniștilor care se vor opri cu cei 42 de kilometri, după care se va continua către monumentul Ecaterina Teodoroiu, de unde se va da startul la semi-maraton, semi-maraton care va avea același traseu cu supermaratonul și ultramaratonul. Se va trece prin fața Monumentului Soldatului Necunoscut din Panciu, la care facem o frumoasă festivitate împreună cu primăria și cu copiii, la fel ca și la Străoane, la fel ca și la Varnița. Se va trece pe fața cimitirului nemțesc, unde se va depune și o coroană de flori. După câte se știe, acolo este mormântat și sublocotenentul Sebastian Bau, căzut la datorie pe acelea câmpuri, ultimele lui cuvinte fiind mângâiați mama, întregiți țara, scrise și pe piatra funerară, după care semi-alergătorii se vor opri la Tișa în fața monumentului Victoriei, unde vor fi premiați, urmăm ca supermaratoniștii și ultramaratoniștii să continue traseul până în fața mausoleului de la Mărăști, ca punct final, fiind al competiției, fiind mormântul Măruchi Zaharia, după cripta fetei noastre, Vrâncence, care a căzut pe data de 6 august, acolo la Răzoare, în spatele curții bunicului ei, sub acel nuc, atunci când a preluat comanda și a transmis prin telefon oastei române mesajul prin care contraofensiva românească a putut să respingă atacul nemților, cel de la 5 dimineața, pe care îl știm. Extraordinar. Da, momente de încărcătură emoțională foarte mari, pentru că, iată, noi vrâncenii putem spune că am scris istorie, într-adevăr, pentru acest popor. Și mă gândeam la faptul, când pomeneați de mormântul soldatului francez și de toate celelalte aspecte, mă gândesc că poate, știu eu, și ambasada chiar a Franței în România sau alte instituții care ar trebui să fie măcar informate despre acest lucru, cred că s-ar bucura să cunoască asemenea lucruri deosebite pe care dumneavoastră le faceți și, bineînțeles, cu colegii, prietenii care v-au ajutat. Aș vrea să și pomeniți
în următoarele clipe, pentru că este o muncă titanică, este o muncă în care poate efortul multora nu se vede, dar gesturile făcute de oameni, apropo, și de știu, cei care au întins sau întind o mână pentru organizarea acestei competiții într-o zi sfântă pentru toți românii, pentru poporul român. Ediția a patra e una, cred eu, care va întrece într-un fel cele primele trei. Așa ne-am și propus. Așa ne-am și propus, ca în fiecare perioadă, adică ciclic vorbind, să dezvoltăm această competiție sub anumite Ediția a patra ar fi cam al patrulea an, exact ciclu olimpic, care ar încheia un ciclu olimpic de pregătire de 4 ani. Da. Care sunt colegii, prietenii care vă ajută, care vă susțin. Numai un pic, da. O să revin și asupra întrebării dumneavoastră. Ceea ce n-am pomenit aici este faptul că am inițiat anul acesta, am inițiat împreună cu inspectoratul județean, prin doamna inspector școlar general adjunct, doamna inginer Balaban, și acea activitate care ne-am fi dorit-o să fie din primul an al competiției, acea ștafetă făcută din copii, cu alergarea pe lângă maratonistul nostru Ilie Roșu, pe distanța 1 kilometru, copiii de pe raza comunelor și orașelor de unde trece traseul, da, să vină să-l flancheze din kilometru în kilometru și astfel să facem o caravană, fiecare copil să-și dea seama de importanța manifestării și până la urmă, de ce nu, ei trebuie să fie cei din spatele nostru care trebuie să vină să ducă mai departe, să ducă această tradiție. Flacăra, da, acestei manifestări până la urmă. Frumos mesajul. Da. Deci ne-am propus această chestie, ne-am propus-o și sperăm noi să o realizăm. Că o fi peste un an, că o fi peste doi, nu contează. Da. Important este să-i atragem să vină lângă noi. Cât mai mulți tineri, cât mai mulți copii, mai ales că e vacanță. Acum n-aș vrea să fiu nepoliticos nici cu domnii director și profesor de sport de pe raza comunului și orașelor. Presupun că care se vor autosesiza. Nu, că dânsii se ocupă personal. Da, da. Inițiativa am luat-o împreună cu doamna inspector șef adjunct, cu scuze de dregoare pentru doamna inspector general, dumneai ei nefiind în locație. Am apelat la probabil și domnul inspector de specialitate Ionel Ambrozie. Da, și cu dânsul am vorbit personal, da. Deci absolut toți factorii înseamnă care sunt implicați. Sperăm, deci noi sperăm. Eu zic că manifestarea aceasta sperăm să o ducem cât mai multe. Ne dorim ca la această manifestare, de ce nu, să vină și 10-15 mii de inși. Este important, măcar, știu eu, sâmbete sau când manifestarea va cădea sâmbăta sau duminica, să vină, măcar la acea cursă istorică. Cursa istorică este importantă. După câmpul de la Arcul de Triunf, al câmpului istoric Mărăști până la Mausoleul la Mărăști, ar fi foarte important ca să vină cât mai multă lume. Deci, care per orar acolo, cam care ar fi plecarea? Între ora 7 și 7.30, 1,5 km, da. Lumea să știe că vor alerga pentru... Da. Cred că sunt foarte mulți vrânceni care, nu neapărat care locuiesc în Vrancea, dar care sunt în țară și care vor urmări emisiunea și au auzit deja de această competiție și vor veni. Cunosc câțiva maratoniști și din București, chiar din Ploiești, care și-au manifestat dorința de a participa într-un anumit fel. Ceea ce au mai și făcut-o și anul trecut și acum. Dar și anul acesta chiar așteptau de la mine și am spus, așteptați, o să avem o emisiune. Domnul Bașterea va povesti. Îmi cer scuze? Da. Acum o să întâlnesc domnul Ungureanu Cristian. Domnul Ungureanu Cristian de la Iași, câștigătorul în ediția a doua. Da. Da, îl salutăm și noi de aici în emisiunea Sportas, alături de colegul meu Cristian Cervu, Viorel Paizan și toți colegii din TV Atlas Focșani. Îl salutăm la Iași și așteptăm și la edițiile următoare. Și aș vrea să revenim asupra întrebării cu organizarea. Nu este ușor să organizezi o probă de atletism, o cursă, da, apoi un maraton, da, trebuie cu să... atât de multe ramuri. Da, cum reușiți? Aveți un an, de la ediție la ediție aveți un an de pregătire. Ce se întâmplă? Ca în fiecare activitate sunt și mijlocune care să văd, pe care le discut împreună cu Ilie Roșu, le discut cu factorii de răspundere. V-am spus, această manifestare nu doresc să rămână o manifestare numai Asociației Române pentru propaganda și istoria aeronauticii. Latura istorică de care noi ne legăm este aceea că în primul război mondial au fost 3 grupuri de aviație care au zburat pe acest aliniament.
din primul război mondial, sunt căzut niște eroi aviatori, număr de 26, numai piloți, numai și tehnici și observatori aerieni. Noi ne-am propus ca această manifestare să o ducem mai departe către toate entitățile administrative, în primul rând. Chiar aici vorbim nu numai de primării, ci și celelalte, Direcția de Cultură, știu eu, inspectoratul, după câte ați văzut, am implicat și inspectoratul școlar județean, școlile generale, care sunt entități educative pe raza comunilor și localităților unde se desfășoară activitatea, personalul didactic, copiii care sunt... Poliția Română, de asemenea, Poliția Română, Serviciul Circulației, da, care trebuie să le mulțumesc, întotdeauna a fost amabil. Merită... și absolut efortul care l-a făcut dumnealor de a sta și de a observa circulația pe o distanță așa mare, cu o dezvoltare atât de mare. Ușor, sigur. Da, ambulanța, serviciul de ambulanță care ne-a onorat cu prezența, cu un serviciu specializat pe toată timpul de desfășurare, da, activității sportive. Sunt mai multe entități, și v-am spus, și administrative, și știu eu, medicale, punctul medical de la Răcoasa, punct medical la Panciu, punct medical la Străoane, punct medical la Mărășești. Practic nu știu dacă e important numele, sau toți oamenii care vin, bănuiesc că vin cu sufletul, nu contează funcția care o dețin, pentru că astăzi suntem puși sau aleși locali pe o anumită Corect. Funcție, mâine nu mai suntem. Important este ca manifestarea să se desfășoare. Azi va participa un competitor, mâine nu va participa același competitor. Pe câți competitori mizați, deci, la această a patra ediție? Da, mizăm undeva la 40-50 de competitori. În afară de cursa populară care se afară de cursa populară, care la cursa populară, v-am spus, poate să vină 100, 2, 3, nu contează. Deci e o activitate demarată ca o, să zic așa, în prima fază, să vedem cum funcționează. Și după ce ne dăm seama cum funcționează, cum relaționăm, cum e văzut această cursă. Va mai fi onorată această a patra ediție de către Aviația Română cu un zbor? Eu așa zic, nu numai cu un zbor, cu mai surprize. Multe, dar mă rog, da. Sperăm. Astea sperăm la capitolul surprize, nu ne da, nu chiar. Surprize, ne-am propus chestia asta, sunt punctele bine delimitate, numai că avem un orar bine definit prin care aviația poate să-și desfășoare forțele. Raportul l-am făcut către șeful statului major al forțelor aeriene și dumnealui a avut amabilitatea de a-mi transmite un mesaj pozitiv cu această referitor la această da, salutăm activitate. Și mulțumim și noi, comandanților, colegilor mei care sunt comandanți acum pe bazele aeriene. Eu sper că la această manifestare va fi momentul sosirii liniei de sosire de la mausoleu de la Mărșești. Va fi un moment și al plecării, și al plecării și al sosirii. Da. Nu mai e o surpriză. Da. Noi încercăm să marcăm acest moment, mai multe momente bine definite în cadrul manifestării noastre. V-am spus, nu pot să vă dau un timp exact, pentru că programul orar de zbor al aviației militare trebuie respectat și trebuie încadrat. Am înțeles. Într-o anumită... această a patra ediție va avea, să spunem, în spate experiența primelor trei ediții. Și care ar fi mesajul pe care doriți să-l transmiteți la această a patra ediție? Există un mesaj anume, alături de domnul Roșu, de ceilalți colegi care aleargă, care ar fi mesajul acestei a patra ediții către, știu eu, locuitorii județului Francia, către români? Pe aici nu s-a trecut. Mesajul și nu se va rămâne trece. Același. V-am spus, în cadrul proiectului care l-a făcut domnul Ilie Roșu, granițele nu sunt limite. Venim cu cel de-al doilea proiect, din dragoste pentru România și pentru istoria ei. Frumos spus. Din dragoste pentru România și pentru istoria ei. Venim cu acest proiect prin care Ilie Roșu a demarat toate maratonele istorice, înțelegând aici și maratonul recunoștinții, maratonul Zăpezii, maratonul Dracula, maratonul Ștefan cel Mare, maratonul... Mai are energie domnul Roșu. Trebuie să mai aibă, dar și-a propus. Vine la această aleargă... patra ediție. Da, bineînțeles. Cu steagurile. Da, cu steagurile. Da, e al 99-lea maraton și ar fi propus ca aici să fie al 100-lea, dar mă rog... Sună bine și 99.
Da. Este cel dinaintea centenarului, să Exact. zic așa, da? Să-i propun atunci ca un an de zile să nu mai Să nu mai alerge, alerge, pasul pauză. Nu la cred că sărit. puteți să-l ținem. Nu aveți șanse. Acesta este mesajul. Și cel de-al doilea mesaj, să fim alături de ceea și recunoscători de ceea ce înaintașii noștri au făcut pentru această națiune. Să atragem atenția celor în drept și nu numai celor în drept, celor care conduc această națiune și noi, celor care muncim aici, că trebuie să respectăm aceste tradiții, trebuie să le ducem mai departe și să convingem tineretul că acesta este cursul firesc al națiunii noastre, către înainte, nu către înapoi, și să apărăm ceea ce am câștigat până acum. Veți alerga la această Mi-am ediție? propus și eu să alerg. Nu, la această ediție nu voi alerga, nu că n-aș putea să duc. Încă mai am condiție fizică, chiar dacă am mai luat un pic de când m-am lăsat de arbitra, să zic așa. Deci o probă de semi-maraton, cred că aș duce foarte lejer, n-ar fi nicio problemă. Mi-am propus ca această chestie să o fac la anul centenar, sper eu, în 2018, sau de ce nu, poate și la anul un semi-maraton sau măcar Să-l cursa. pregătiți Da, pe ce se cel din întâmplă? 2018. Să dea Dumnezeu, sperăm să fim Să fim sănătoși, sănătoși și să ne ferească Dumnezeu de război. da. Asta e important. Războiul nu-l facem noi. Noi suntem doar niște oameni trecători care trebuie să urmăm cursul istoriei pe care probabil alții o concep sau știu eu, o gândesc sau nu o gândesc. În afară de cei 40 de care spuneați maraton pentru telespectatorii și în afară de cursa populară de la orele 7-7:30 de la Mărăști, pe un kilometru și Și jumătate. jumătate, da? Se mai pot înscrie și alți alergători, amatori sau profesioniști la Lista e acest... deschisă. Unde pot face acest lucru? Lista e deschisă, deci pe site-ul domnului Roșu sau dacă nu, prin prezența lor la începutul curții, pot veni Deci și pe să data de pe data de 6 la ora 5 dimineață. înainte de, da, la cursa de ultramaraton la Soveja, la Mărăști sau la Străoană. Lista este Deci deschisă. lista este Ah, da, deschisă da, dacă da, sunt nu oprimări. doritori. Toată lumea este binevenită să vină să alerge. Noi ne-am luat niște măsuri de precauție înainte pentru a caza cei care vin, să zic, mai de departe și care solicită cazarea, la fel, la Mărăști, S-au rezolvat și problemele acestea. pentru supermaratoniști, dar la Soveja trebuie să aprecieze efortul care face direcția silvică de a ne pune cabana cea dumnealor la dispoziție, stațiunea Soveja de a ne pune la dispoziție câteva camere de cazare, mă rog, camerele de cazare care sunt la noi, la sistemul militar. Deci cred că ne-am organizat binișor, sau dacă nu zic acceptabil și Cred sperăm că să mă cam... meritați o notă maximă, dar Mulțumesc, da. aș vrea să discutăm și după ediția a patra a maratonului într-o emisiune de după, eventual cu alți doi invitați, poate Da. domnul Roșu sau altcineva, câștigătorii de ce nu, și să ne povestiți mai multe despre această frumoasă zi de 6 august 2014 pe care o așteptăm. Dar acum, pe final de emisiune, domnule Iulian Bașurea, aș vrea să vă rog frumos, în afară de trecerea în revistă a primăriilor pe care ați făcut-o deja, consilierii locali ai comunelor prin care se desfășoară traseul, care ar mai fi persoanele, știu eu, sau eventualii sponsori, dar nu avem voie să pomenim nume de firme decât nume de persoane, care v-au ajutat și merită să-i pomenim ca Nu, să... Direcția pentru sport, am înțeles, nu, nu spus ar că fi, vor... da, nu ar fi un lucru corect ca să pomenim nume aici. V-am spus și vă mai repet, toate entitățile administrative și neadministrative, instituționale ale județului nostru și cele la nivel central, adică statul major general, statul major al forțelor aeriene, inclusiv reprezentanții bisericii, pentru că vom face acele manifestări și Sigur, religioase cu corect, ca de biserica, fiecare dată. da, toți și-au dat acceptul și să vă spun, nici deci n-am constatat nicio piedică de la nimeni, că până la urmă, în momentul când omul e deschis și dorește ca această manifestare să... Vor fi Este puncte logică, de... manifestarea este data actuală de cei care conduc entitățile respective. Și corect este ca dumnealor să coordoneze, știu eu, eșalonul numărul 2, cei care deservesc această instituție, nu? Deci absolut toată lumea ar fi necorect din punctul meu de vedere ca să dau
nume sau să dau, toată lumea a colaborat la același nivel și a înțeles că și aceasta... Și tot respectul, da. Tot respectul și nota maximă pentru toți. Nu, adică această manifestare trebuie să o înțelegem. Că nu poate să o ducă Iulian Bașturea sau Ilie Roșu, fără ca toți, la toți cei care le cer acceptul de a mă sprijini, entități administrative, mă repet, și entități și neadministrative, să nu dorească ca această manifestare să se desfășoare în condiții corecte și normale. Puncte de hidratare ca de fiecare dată. Puncte de hidratare ca de fiecare dată, exact cum am făcut în fiecare an, le vor organiza primăriile. Practic, efortul nici nu e așa mare de a monta niște puncte de hidratare. Le-am și explicat ca în fiecare an să se pună acolo o apă plată, apă de izvor, deci resursa financiară nu trebuie să fie mare. Să consumăm o resursă financiară, da, care nu e corect să o punem acolo. Vor fi prezenți cu ajutorul școlilor acei elevi îmbrăcați frumos în costumație tradițională vrânceană, populară, la fiecare. Așa vom avea și noi două, trei mașini pe toată asociația noastră, va pune la dispoziția alergătorilor două, trei mașini care vor fi puncte mobile de hidratare. Deci și noi ne-am luat niște măsuri de precauție cu un medic specialist care, generalist, care va fi, da, în eșalonul rulant al nostru, în caz de ceva să fie și el prezent să dea primul ajutor. Acele puncte medicale care v-am spus sunt făcute de către cabinetele medicale de pe raza comunilor Răcoasa, Străoane, orașul Panciu, orașul Mărășești, da? Probabil și la Cifești am solicitat acest lucru. Deci, cred că totul va decurge absolut normal și sperăm să nu avem evenimente, chiar dacă temperaturile s-au anunțat. S-au anunțat foarte, da, cod de caniculă. Da. Dar noi ne-am luat măsuri, v-am spus, am învățat din celelalte activități care le-am făcut în anii trecuți, cum ar trebui să desfășoare activitatea, unde ar trebui să efortul e mai mare al alergătorului și ar trebui să aibă mai multe puncte de hidratare. Ne-am luat, sper eu, toate măsurile, sper ca toată lumea să fie mulțumită și alergători și participanți copii care vor avea și ei tot sprijinul nostru cu alimentarea cu apă, cu, știu eu, protecția solară, sigur. Nu mai protecție solară, da, un energizant. Deci cred eu că toate lucrurile astea le-am pus bine. Urăm succes, domnule Bașturea Iulian, ediția a patra, care va avea loc pe 6 august 2014, cu startul tradițional de la orele 5 dimineața din fața mausoleului de la Soveja. Vă invităm și pe dumneavoastră, vă invităm atât pe traseu, vă invităm în punctele... Și să nu uităm, cer scuze, deci ora 7.30 deci, mausoleul Mărăști. Vă rog chiar să repetați acest lucru. Ora 7.30 mausoleul la Mărăști, ora 8.30 Ecaterina Teodoroiu și, bineînțeles, începând cu orele 12, mausoleul Mărăști, unde va fi și punctul final al competiției. Și mausoleul de la Mărăști. Mărășești, de la Mărășești. Scuze, da, Mărășești, da. Unde va fi, se va termina totul cu o slujbă religioasă in memoria în Măriuca Zaharia. Și apoi vor continua manifestările dedicate zilei eroilor. Care sunt organizate, da, de Garnizoana Focșani, împreună cu Prefectura și Consiliul Județean. Vă urăm mult succes, profit de ocazie că sunteți în studio. E o lună, să spunem, de vacanță, mulți poate plecați în concedii, dar dumneavoastră sunteți la datorie, sunteți prezent ca, iată, fiecare dată în ultimii 3 ani la acest maraton, dar iată-ne și într-un an electoral vis-a-vis de fotbal. Profit de ocazie pentru că ați fost și sunteți arbitru observator în cadrul Asociației Județene de Fotbal Vrancea. Este un an electoral. Chiar pe 16 august, tot în această lună, într-o zi de sâmbătă, vor avea loc alegeri dimineață la orele 10 la Casa de Cultură Leopoldina Bălăduță. Cum vedeți, după ultimile informații, deja dosarele s-au depus, va fi validarea lor până joi, am înțeles, până joi se vor valida. Ce părere aveți despre aceste alegeri și vreau să vă întreb chiar la modul cel mai sincer, pentru că aveți o vechime destul de mare și o experiență destul de mare în cadrul Asociației Județene de Fotbal Vrancea, ținând cont de situația actuală a fotbalului din Vrancea, pentru că fiind singurul județ fără o echipă măcar de Liga 3, care credeți că este importanța acestui an 2014, acestor alegeri, cum le vedeți dumneavoastră și ce poate însemna anul 2014 pentru viitorul fotbalului vrâncean, lăsând la o parte maratonul deocamdată? Da, eu acum să vă spun așa un mic secret.
În ultimul an, mă rog, am avut și probleme personale, am încercat să nu, adică nici n-am mai putut participa la aceste, la manifestările organizate de Asociația Județeană de Fotbal. Pur și simplu, chiar am avut probleme personale, mă rog, părinții sunt mai nu puțin mai importante, timpul dar timpul, și atunci a trebuit să fac o alegere între a-mi duce și a fi corect față de președintele Comisiei Județene de Arbitri și Asociației Județene de Arbitri, chiar le-am spus, domnule, anul ăsta chiar aș dori ca să înțelegeți, nu să mă retrag definitiv, dar o pe mică undeva, pauză, da, o mică pauză să... Ce să le spun? Probabil că cei care s-au înscris în acest an electoral, că e normal să fie și mai mulți competitori. Chiar noi doi am fost competitori acum 4 ani de zile, da. Da. Ne-a trecut pe la amândoi. Da, nu. De ce? Da. Nu. Fiecare am avut un program, zic eu, corect și am îndrăznesc să zic că am crezut în el și dumneavoastră și eu. Nu? Am fost niște competitori. Factorii de răspundere, deci cei care sunt membri afiliați, e corect să-și aleagă președinții, vicepreședinții, probabil programul cel mai bun. Problema e că acum vor analiza ceea ce s-a realizat, ceea ce nu s-a realizat, ceea ce își doresc membrii afiliați să cursul să facă pentru următorii 4 ani. Al Asociației Județeană să aleagă omul potrivit la locul potrivit. Și probabil să... Normal, fotbalul trebuie să meargă înainte, indiferent ce persoană este acolo. Ideea e că, și eu am mai spus-o și mă mai repet, că aceste competiții să, știu eu, pe undeva, să aibă și niște rezultate. Veți reveni în cadrul Corpului de Observatori al Asociației Județene de Fotbal Vrancea, începând din anul competițional 2014-2015? Chiar nici nu mi-am propus treaba asta. Deci nici nu mi-am propus treaba Vă asta. Mai gândiți, după maraton. Da, nu după maraton, nu. V-am spus, la fiecare ne vine, știu eu, trebuie să vedem că într-o anumită zi să ne departajăm de ceea ce am făcut și să ne gândim și la alte lucruri pe care ni le dorim în viață. Eu cred că realizez lucruri frumoase și aici, cu maratonul ăsta. Aș vrea să mai, și chiar aș vrea să terminăm această emisiune, stimați telespectatori, cu frumosul mesaj pe care l-a spus despre România, pe care vrea să-l transmită acest maraton. Mă repet, din dragoste pentru România și istoria ei, și să nu uităm din niciodată. Dragoste pentru România și istoria ei. Ar fi frumos ca și alegerile de la GF Vrancea de anul acesta să fie din dragoste pentru fotbalul vrâncean și pentru istoria lui. Probabil da. N-ar suna bine? Probabil că a sunat bine, dar... Deci oricum... e o altă discuție și nu... Nici nu vreau să... Le amestecăm. Nu să le amestecăm. Putem face o emisiune după, deci nu e nicio problemă. Sunt niște... Adică eu privesc lucrurile într-un fel, poate le gândesc greșit. Și faptul că le-am gândit greșit mi s-a dat un vot de blam la momentul respectiv. Probabil și dumneavoastră ați avut o altă... știu, o altă mod de a privi lucrurile referitor la dezvoltarea activității fotbalistice la nivel vrâncean. Și drept ca atare, normal, ați avut acel număr de voturi, ca și mine egal. Asta e, deci viața trebuie să meargă înainte. Și viața trebuie să meargă da, înainte. Da, și fotbalul vrâncean trebuie să meargă trebuie înainte. Trebuie să meargă, deci... dar și puțin ascendent. Acum nu sunt eu cel în măsură care trebuie să... Da, care da. Trebuie să vom da. Vedea ce se va întâmpla. Electorii trebuie să vadă... Am vrut să profit de prezența dumneavoastră în studio. Doamne, domnișoarelor și domnilor, Viorel Paizan și Cristian Cerbu, o emisiune dedicată ediției a 4-a a maratonului Pe aici nu se trece, care va avea loc pe data de 6 august în județul Vrancea. O competiție deja, să spunem, tradițională, un brand atât al atletismului vrâncean, dar în primul rând și în primul rând al istoriei poporului român, unde Vrancea a avut un cuvânt foarte mare de zis. Vă mulțumesc foarte mulțumesc mult. Și vă urez invitație mult și vă așteptăm. Transmiteți domnului Roșu și colegilor colaboratori toate cele bune. Să iasă o ediție deosebită și să ne vedem după să povestim ce a fost frumos la ediția a 4-a. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere. Vă așteptăm cu TV Atlas, portați mereu alături de dumneavoastră. Mulțumim, la revedere. Mai bine, o seară plăcută. La revedere.